Funcționarii europeni descriu în culori aprinse perspectivele implementării acordului cu privire la comerțul aprofundat și atot cuprinzător cu Uniunea Europeană pentru economia Moldovei. În septembrie anul trecut, șeful grupului de negociatori din partea UE, Luc Devin, a declarat că comerțul liber cu Uniunea Europeană va permite să majoreze exportul moldovenesc cu 16% și să sporească PIB-ul țării cu 5,6%. Chipurile acestea sunt rezultatul unui studiu desfășurat de Uniunea Europeană. Experții și economiștii moldoveni însă amintesc de proverbul cașcavalul gratis este doar în capcană. În opinia lor, comerțul liber cu UE va lichida economia moldovenească, în special ramura ei prioritară, agricultura. Imediat cum vor fi anulate taxele vamale, Moldova va fi invadată de produse din Uniunea Europeană care vor alunga de pe piață producătorii autohtoni. Евросоюз помогает своим аграриям примерно 250-350 евро на гектар. И даже отдельные страны где-то на уровне даже 450 евро на гектар. Мы же, в свою очередь... Конечно. Во-первых, это технологии другие, будем говорить. То есть более технологии другие. А с другой стороны, это еще субсидирование идет. А у нас, вот мы на этот год выделили примерно 20 евро на гектар, но выделили пока только 40% из того, что наметили на 4 месяца. Это отчет Минфина по бюджету и так далее. То есть это явно неравные условия. И очень многие виды товара у нас могут просто умереть. Foarte puțină informație există cu privire la condițiile în care Moldova este de acord să-și deschidă piețele pentru businessul european. Această secretizare nu poate să nu trezească îngrijorarea comunității de experți, dar și a oamenilor de afaceri din Moldova. Tot договор, который у нас был с Евросоюзом, когда у нас был договор асиметричной торговли, когда мы могли по определенному списку, опять не все, по определенному списку, по определенным квотам мы могли поставлять без пошлин, а они нам поставляли с пошлин. Это в какой-то мере защищало наш рынок. Теперь мы подписываем договор о зоне свободной торговли. И здесь очень важно посмотреть, какие продукты, какие товары вводятся ограничения, на какие все-таки остаются квоты, на какие остаются пошлины и так далее. Например, могу сказать из той информации, которую я имею, например, Молдова никогда не войдет в еврозону со своими томатами. Понятно. С другой стороны, вот давайте посмотрим на наши продукцию животноводства. Ну, прежде всего, мясо. Сегодня мы от Евросоюза защищаемся пошлиной 20%, плюс 200 евро за тонну. Для мяса птицы 100 евро за тонну, к тем 20%. Сегодня мясо птицы стоит примерно наши деньги 12 лев килограмм. Вот представьте, что будет с нашим птицеводством, если мы начнем получать мясо птицы по 12 лев. То есть наше птицеводство однозначно рухнет. Funcționarii îndeamnă la calm. Propunerea Moldovei, prezentată spre examinare partenerilor europeni, prevede o liberalizare etapizată pe un termen de 10 ani pentru o serie de produse agricole, inclusiv a fructelor și legumelor proaspete, sucurilor, produselor lactate și altele. Asta va permite agenților economici moldoveni să-și sporească competitivitatea produselor prevăzute atât pentru piața internă cât și pentru cea externă. În plus, pentru protecția producătorilor autohtoni, se presupune de a stabili cote tarifare pentru unele poziții ale producției europene, de exemplu carnea și produsele din carne, zahăr, unele produse lactate și altele. Dar nu se știe dacă va fi inclus acest lucru în textul final al acordului. Între timp, comunitatea de experți indică și asupra altor probleme care ar putea apărea odată cu semnarea acordului de liber schimb. În opinia fostului viceministru al afacerilor externe, Valeriu Ostalep, situația s-ar putea înrăutăți și mai mult pentru Republica Moldova dacă autoritățile transnistrene nu vor accepta să îndeplinească cerințele acordului de liber schimb. În conformitate cu prevederile acordului, în UE vor putea fi exportate doar acele mărfuri care au certificat de proveniență. Asta înseamnă că vom trebui să punem vama pe Nistru. Este un subiect foarte complicat, iar autoritățile actuale se fac că nu știu nimic. Probabil din această cauză guvernarea poartă negocierile în taină. Iar liderul transnistrian Evgeni Șefciuc deja și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu felul în care sunt purtate negocierile cu privire la acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și în legătură cu faptul că opiniile agenților economici transnistreni în general nu sunt luate în considerație. Liderul transnistrian a îndemnat întreprinderile din regiune să fie pregătite pentru orice scenariu și să se gândească la reorientarea exportului lor pe alte piețe.
Și în final, încă o problemă care amenință economia moldovenească odată cu trecerea la regim de comerț liber cu Uniunea Europeană. După cum spun experții, modificându-și statutul juridic al comerțului său cu Uniunea Europeană, Moldova, într-o zi nu prea fericită pentru ea, ar putea să se aleagă automat cu un alt statut și în comerțul cu Rusia și alte state ale Uniunii Vamale. Poate acum cineva de la guvernare să ne ofere răspuns la întrebarea în ce direcție se vor schimba relațiile noastre cu Estul după semnarea acestui acord. Eu știu că Vladimir Putin a preîntâmpinat toate statele care intenționează să semneze acest document că Rusia își va modifica politica tarifară și vamală față de ele. Oare nu va ieși în așa fel încât noi nu vom obține nimic pe piața din Occident, dar totodată vom pierde și piața din Est?